Deci propoziția e nunț despre care știm că este adevărat sau fals. Iată exemple de propoziții, exemple, 2 plus 3 egal 7. Este o propoziție falsă. Iată 5 minus 5 mai mic decât 3. 5 mai mic decât 3, tot o propoziție. Falsă. 5 mai mic decât 3. Vă rog frumos ca să nu... Deci este tot o propoziție, dar este o propoziție falsă. Deci, încă o dată, absolut în tot ce facem, enunțăm diverse, facem diverse afirmații, acestea sunt propoziții despre care știu că sunt adevărate sau false. Nu mă interesează propoziție de punct de vedere gramatical. Mă interesează despre numai de punct de vedere al valorii de adevăr. Adevărate sau false. Atâta tot. Dacă spun, dacă fac următoarea precizare, propozițiile se notează cu litere mici, A, B, C, B1, B2, și mai departe. Deci, de regulă, propoziția P, Q, R. Pe baza propozițiilor, folosind conectorii logici, pot forma propoziții compuse. Deci, conectori logici. Conectori logici. Acestea sunt și, da, și, sau, implică, echivalent, da, și, sau, implică, echivalent. Iată, din două propoziții simple pot forma o nouă propoziție legând, folosind acești conectori logici. Dacă vă amintesc pe scurt, am propoziția P, propoziția Q. Cele două propoziții pot fi în una din situațiile, fie amândouă adevărate. Una adevărată, cealaltă falsă. Cealaltă falsă și adevărată și respectiv falsă amândouă. Deci cele două propoziții pot afla într-una din situațiile acestea. Atunci, P sau Q este o nouă propoziție care primește 1 când cel puțin una din ele este adevărată. De aia zice B sau Q. Măcar una să fie adevărată. Exemplu. Profesorul vă explică sau afară ninge. Acest profesorul explică este o propoziție sau afară ninge. Iată, s-au legat cele două propoziții, nu mă interesează deloc din punct de vedere al conexiunii gramaticale, ci pur și simplu, din punct de vedere al valorii de adevăr. Profesorul explică că este o propoziție adevărată, afară ninge, dar o propoziție falsă. Și atunci, deci la sau, pun 1, când cel puțin una din ele este adevărată. 1, 1, 1 și 0. La sau. Una sau cealaltă să fie. Da? La P și Q, P și Q și una și cealaltă să fie. Și una și cealaltă. Una și cealaltă. Adică ar fi 1, 0, 0, 0. Și una și cealaltă. Atât cu 1. Când ambele. Și una și cealaltă. P și Q. P implică Q. Se pune 0. Adevăr implică fals. Doar aici. În rest, 1, 1, 1. Adevăr indică fals, este fals. În rest, se pune 1, 1, 1. La P echivalent Q, înseamnă că sunt echivalente. Ori amândouă false, ori amândouă adevărate. Sunt echivalente din punct de vedere al adevărului. Și atunci, pun unul mai atunci. Mai stați aceea. 0. Așa asta este tabla de adevăr pentru conectorii P sau Q, P și Q, P implică Q, P echivalent Q. Așa. Mai era acolo
un scaun? Da. Gândiți-vă cum. E bine, deci pe baza conectorilor logici, pe baza conectorilor logici pot forma noi propoziții, v-am spus. Ei, o afirmație de tipul 2x plus 1 egal cu 2x plus 1 egal 0, o afirmație de genul ăsta nu mai este propoziție. Ea depinde de ce îi pune în loc de x aici. Dacă x-ul îl pun 0, ia, pentru x egal cu minus 1 pe 2, ce devine? În timp care locuiesc x cu minus 1 pe 2, devine? Adevărat, 2 ori minus 1 pe 2, plus 1 egal cu 0. Deci este adevărat, în condițiile care ar locui pe x cu minus 1 pe 2. 2 ori minus 1 pe 2. Dacă locuiesc fix cu altceva, dacă locuiesc fix cu altceva, nu mai este adevărată. Deci pentru x egal cu 5, 2 ori 5 plus 1, diferit de 0. Este egal cu 0, devine propoziție falsă. Astfel de afirmații care depind de una sau mai multe propoziții se numesc predicate. Deci, propozițiile acestea care depind de una sau mai multe variante se numesc predicate, corect? Este să spun că am avut predicatul P de X, a cărui enunț, era următorul. 2X plus 1 egal cu 0. Deci predicatul P de X, a cărui enunț este acesta, 2X plus 1 egal 0. Predicatul prin particularizarea variabilei X devine propoziție, fie adevărată, fie falsă. Devine propoziție prin particularizare. Iată că, de fapt, în foarte multe situații, voi lucrați cu predicate. Nici n-ați insistat prea mult, nici s-a spus la momentul respectiv foarte tare chestia asta, dar de fapt că rezolvați o ecuație, înseamnă că căutați mulțimea de adevăr sau mulțimea acelor X care transformă predicatul respectiv într-o propoziție adevărată. Deci, mulțimea acelor X care transformă predicatul într-o propoziție adevărată. În legătură cu predicatul pe X, 2X plus 1, apare imediat mulțimea de adevăr, M1 egal cu doar elementul minus 1 pe 2. De ce este M1? Mulțimea, așa am notat-o, mulțimea de adevăr. Ceea ce spuneați voi, de fapt, mulțimea soluțiilor. A rezolva o ecuație înseamnă a găsi acele valori ale lui X, care să conducă la niște lucruri, la o afirmație adevărată. Deci, a rezolvat 2x plus 1 egal 0 înseamnă a găsi mulțimea soluției. Mulțimea soluției constituie din mulțimea de adevăr. Dacă aveți de rezolvat ecuația, hai să vedem ce înseamnă sistemul următor. Fie sistemul x plus y egal cu 2 și x pătrat plus y pătrat egal cu 2. Fie acest sistem. Acum nu aveți ce problemă interesantă aveți acum la dispoziție. Aveți un predicat P1 de XY. Ăsta e predicatul P1 în variabila XY. Care este sună cum? X plus Y egal cu 2. X plus Y egal cu 2. Și al doilea predicat P2 de XY. Nu este acela al doilea predicat decât X pătrat. X pătrat plus Y pătrat egal cu 2. Deci, dacă ar fi să vă opriți la predicatul ăsta, care ar fi mulțimea perechilor XY pe care dacă le locuiți să transformă în adevăr aici? O infinitate. Găsim o sumedenie de perechi XY pe care să le locuiți să ducați la propoziția adevărată. Chiar mulțimea mă rândesc găsim foarte mult. Dar aici, al doilea predicat, pe 2 de XY, pe 2 de XY. Și aici găsim o mulțime de perechi XY. Foarte multe. Foarte multe. Însă să vedeți că în clipa în care rezolvați sistemul, pe voi vă interesează să găsiți mulțimea perechilor. Deci vă interesează să găsiți mulțimea perechilor XY care fac și pe prima și pe a doua mulțumită. Deci pe amândouă, simultan, și una și cealaltă. Adică ce faceți? Un P, P și Q. Deci, căutați, în clipa în care facem sistemul, noi, de fapt, rezolvăm
din cele două predicate pe urmă pe noi, facem ce predicat? P și Q. Deci am legat cele două predicate cu conectorul C. Rezolvarea unui sistem înseamnă de fapt ce înseamnă? Un nou predicat. Deci rezolvarea unui sistem înseamnă un nou predicat format din cele două. Nou predicat înseamnă P și Q. P și Q. Iată că din punct de vedere logic e foarte important să înțelegeți acest lucru. Deci noul predicat este P și Q. Sau dacă vreți aici ar fi cât noul predicat, ar fi pe 1 și pe 2. Deci aș putea să mă dezemna. Fie predicatul P de XY, predicatul P de XY, dar în felul următor. X plus Y egal cu 2 și X pătrat plus Y pătrat egal cu 2. În clipa în care surprindem acest predicat, înseamnă că de fapt e pe 1 și pe 2. Da? Pe 1 și pe 2. A afla mulțimea de adevăr aici este imposibil, individual. Din face este imposibil pentru că este o posibilitate de valoare. Însă, pe 1 și pe 2 este un nou predicat care merge foarte bine. Deci, a rezolvat sistemul înseamnă a face pe 1 și pe 2. Pe 1 și pe 2. Iar legat de predicatul ăsta, a găsit perechile X și Y, care satisfac și pe prima și pe a doua. Transformă într-o relație adevărată, într-o propoziție adevărată, și pe prima și pe a doua, înseamnă, de fapt, de găsirea soluțiilor sistemului sau mulțimii de adevăr pentru predicatul acesta. Foarte simplu de rezolvat asta, nu? Este un sistem simetric, înseamnă S aici egal cu 2, S pătrat minus 2P este egal cu 2, este sistem simetric, asta așa rezolv, am locuit pe S aici, cu 2 și vine 4, P-ul egal cu cât? P-ul egal cu 1, parcă vine. Că 4 minus 2, P egal cu minus 2, P egal cu 1. Și S egal cu 2. Dacă suma e 2 și produsul e 1, formez ecuația de gradul 2, care nu e alta decât T pătrat minus ST plus produsul egal cu 0, și care mă conduce la T1, T pătrat minus 2T plus 1 egal cu 0, și înseamnă că T1 egal cu T2 și egal cu 1. Dar T1 egal cu T2 egal cu 1 înseamnă, de fapt, X-ul și Y-ul. Și acum pot să spun că mulțimea de adevăr pentru predicatul acesta, mulțimea de adevăr este formată din perechea 1-1. Perechea 1-1. Doar 1-1 verifică. 1 plus 1 fac 2 și 1 plus 1 la pătrat plus 1 la pătrat fac 2. Iată, încă o dată, ce înseamnă un predicat. Un predicat înseamnă un enunț care depinde de una sau mai multe variabile și care predicat devine propoziție prin înlocuirea variabilelor respective cu aceste valori. Propoziție adevărată sau falsă. Deci predicatul este un enunț, puteți să notați, predicatul, liniuță, enunț care depinde de una sau mai multe variabile. Enunț ce depinde de una sau mai multe variabile. Punct și virgulă. Prin particularizarea variabilelor, ce se întâmplă? Predicatul devine propoziție. Prin particularizare, deci predicatul devine propoziție. Propoziție. Adevărată sau falsă? Nu mă fermă de problemă. E important că devine propoziție. De, mai puteți nota, a rezolva un sistem înseamnă a găsi mulțimea de adevăr. A rezolva un sistem înseamnă a găsi mulțimea de adevăr a predicatului respectiv. Da? Mulțimea de adevăr a predicatului respectiv. Iată, dacă vă propun să rezolvăm următorul sistem. Deci să se rezolve sistemul. X la a treia minus Y la a treia. X la a treia minus Y la a treia este egal cu 2 pe lângă X minus Y. 2 pe lângă X minus Y. Deci,
încă o dată, x, x la a treia minus y la a treia egal cu 2 pe lângă x minus y și x la a treia plus y la a treia este egal cu 3 pe lângă x plus y. Haideți să ne propunem să aflăm mulțimea de adevăr pentru acest predicat. Deci să se afle mulțimea de adevăr pentru acest predicat. Ce se întâmplă aici? Cum ați încercat să... Hai da, la tablă. Să încercăm să rezolvăm. Deci cum încercăm să rezolvăm... Cum ai încercat să faci acest sistem? Să descompune pe x la a treia minus y la a treia. În ce să descompune? Deci echivalent. Îl transformăm într-un alt predicat echivalent din punct de vedere a valorii de adevăr. Și este x minus y pe lângă x pătrat plus xy plus y pătrat egal cu 2 pe lângă x minus y. Iar cel de-al doilea vine... No, păi da, sistemul este echivalent. Deci predicatul acesta prin... Înseamnă, da? X plus Y pe lângă X pătrat minus XY vorbește. Plus Y pătrat egal cu 3 pe lângă... Așa. Ei bine, acum... Ce aș putea să fac în clipa de față? Ia să fiți voi atenți. Dați-mi o idee acolo. Să împărțim? Zi, zi. Pe prima prin... Extraordinară ideea. Dar e atât de proastă încât se va registra. Prin chestia asta, fiți atenți acum, prin chestia asta împărțim prin x minus y, pentru varianta lui x minus y egal cu 0. Păi da, ce, nu are voie să fie și x minus y egal cu 0? Foarte mulți candidați au făcut așa, cum spui tu. Foarte mulți au făcut în rezolvat timpul respectiv, așa au fost tentat să facă. Dar iată cum e corect. Corect este să scriem așa, să ducem tot într-un metru și vine x minus y pe lângă x pe lângă x și cealaltă este minus 3 minus 3 pe lângă x plus y egal cu 0. Echivalent cu aici echivalent cu hai să spunem scriere sub aici nu acolo cu bate sfatele echivalent cu ce putem face din cei doi? Deci x minus y pe lângă x pătrat da? Ei, te rog să fii atent acum și să-ți spui așa. Un produs egal cu 0 când? Simultan să fie amândouă 0? De rând. Fie asta, fie cealaltă. Deci de aici acolo de aga. Ce ar să fie acolo? X minus Y egal cu 0. X minus Y egal cu 0. Sau care variantă? X pătrat plus XY plus Y pătrat. Egal cu 0. Da? Minus 2 egal 0. Asta e. Prima. Și de la a doua, care sunt posibilitățile la 2, da? Da. Și x pătrat minus x, y pătrat. Da.
x pătrat minus xy plus y pătrat egal cu 0. Ei bine, însă, în clipa în care noi rezolvăm un sistem, ne interesează să găsim un simplu care verifică și pe prima și pe a doua. Nu cumva primul predicat înseamnă un pe 1, un pe 2, iar al doilea predicat înseamnă Q1 și Q2. Și cum noi vrem cu și între ele, că sistemul ăsta înseamnă, ce înseamnă? Înseamnă să găsim predicile care verifică și pe prima și pe a doua. Și ca să facem și, luăm una dintre cele de sus cu și pe rând celelalte și pe rând doua și formăm câte sisteme, să vedeți câte sisteme formăm. Patru sisteme. Vom avea x minus y egal cu 0 cu variante de aici și până ce avem cu variante. Deci iată sistemul 1. Sistemul 1 care va fi? X minus y egal cu 0 de desubt. Da. Apoi tot x minus y egal 0. Și x pătrat minus x y pătrat minus 3 egal cu 0. Da. Apoi în al treilea. X pătrat plus x y pătrat minus 2 egal cu 0. Da. X plus y egal cu 0. Da, am format astfel patru sisteme. A găsit mulțimea de adevăr, a predicat unui de la început, înseamnă a rezolvat, am găsit mulțimea de adevăr pentru cele 1, 2, 3, 4 sisteme. Deci am găsit mulțimea de adevăr pentru cele 4 și urmează după aceea să le reunim. Da? Urmează să le reunim. Să luăm asta sau cealaltă, sau cealaltă, sau cealaltă. Încă o dată. Iată ce interesantă chestiune. Iată un predicat. A găsit mulțimea de adevăr a predicatului acesta. Însemna a găsi, de fapt, perechile de numere X și Y pe care să le înlocuim atât în primul predicat, cât și în cel de-al doilea. Și să le transforme pe amândouă predicatele, în ce să le transformă? În propoziții adevărate. Asta e problema. Dar dorința noastră de a rezolva, iată, ne-a condus spre... Am avut niște inițiative, să zicem, am desconcurs pe acesta. Și aici e momentul foarte greu. Foarte greu, foarte dificil. Foarte mulți ar fi împărțit prin X minus Y și respectiv X plus Y. Și de fapt ce făceau? Pierdeau 3 sferturi din problemă. Pentru că prin împărțire ce era numele rămânea lor? Doar sistemul care? Sistemul 4. Deci nu mai e sistemul 4. Grav, foarte grav. Pentru că ei, făcând chestia asta, împărțind prin X minus Y sau prin X plus Y, comiteau această gravă greșeală că nu lăsau și libertatea ca și X minus Y să fie 0. Respectiv și X plus Y să fie 0. Și atunci, iată, din punct de vedere al logicii matematice, interpretarea corectă este asta. Pentru că un produs egal 0, fiecare cu șanse, sau ăsta să fie 0, sau celălalt. Nu neamul, neapărat am tot. Sau ce? Și fiindcă primim mai desăzut predicatul care verifică și pe prima și pe a doua, iau o variantă de la prima și una de la a doua, o altă variantă și de dincolo. Deci observați că fac toate posibilitățile, toate grupajele, încât obțin patru sisteme. De acum, rezolvarea sistemelor respective sub treaba la îndemâna voastră, găsiți mulțimea de adevăr la prima, la al doilea, la al treilea, la al patrulea, și finalul, mulțimea de adevăr pentru predicatul socotit, ăsta de la bun început, este reuniunea tuturor mulțimilor. Că bună și prima, bună și a doua, toate vin de la sistemul ăsta. Deci iată cât de important este să interpretați corect din punct de vedere logic. Logica matematică nu este o întâmplare, este... Pentru voi logica matematică s-a sfârșit acolo. 0, 1, 1, 0, ajutat cu un pic 0, 1, 1, 0 și salut! S-a terminat cu tot.
iată că noțiunea de predicat este frecventă, frecventă în toată matematica. Și pe baza propozițiilor și a predicatelor simple, formăm propoziții complexe, folosind corectorii logici. Și predicate, mult mai complicate, folosind din nou corectorii logici. Ați descoperit că ecuațiile, inecuațiile, sunt ce sunt? Ecuațiile, inecuațiile sunt predicate, iar ori de câte ori voi vă apucați să rezolvați așa ceva, înseamnă că aflați mulțimea de adevăr. Aflați pe cei X pe care dacă îi înlocuiți, X și Y și pe rechi, ori fi acolo, să transforme afirmații respective în propoziții adevărate. Asta este noțiunea de predicat. Predicatul mai poate fi transformat în propoziție și folosind cuantificatorii. Deci notați, un predicat poate fi transformat în propoziție folosind conectorii, folosind cuantificatorii. Cuantificatorul universal și cuantificatorul existențial. Deci cuantificatorul universal este acesta, oricare. Da? Da? Cuantificatorul universal. Notează, cuantificatorul universal. Și există simbolul acesta, este cuantificatorul existențial. Cuantificatorul existențial. Da? Cuantificatorul universal și cuantificatorul existențial. Ei, iată ecuația următoare. 2x plus 1 egal cu 0. Ce este acest 2x plus 1 egal cu 0? Predicat. Deci este predicatul pe de X. Da? Spune pe de X. Predicatul pe de X. Deci 2x plus 1 egal 0 este predicatul pe de X. Încerc să transform pe acest predicat în propoziție. Am două variante. Fie înlocuiesc pe X cu o valoare, cu 5, cu 7, cu minus 1, pe 2, cu orice vreți voi, și atunci devine propoziție clar, adevărată sau falsă, nu mă frământă problema. Dar mai am și o altă variantă, folosind cuantificatorul. Și dacă spun așa, există X, așa, da? Există X, așa încât P de X, există X așa încât P de X. Este acum predicatul transformat în propoziție. În ce sens? Că există măcar un X încât pe de X să devină propoziția adevărată. Așa trebuie să spuneți aici, în paranteză spuneți. Există cel puțin un X, astfel încât, prin înlocuire, puteți scrieți voi în paranteză, cum mai scriu pe tablă, există un X, așa încât, prin înlocuire, predicatul devine propoziție adevărată. Predicatul devine propoziția adevărată. Deci cuantificatorul existențial înseamnă că măcar un X există încât asta să devine propoziție adevărată. Cel puțin un X, da? Și atunci ce X este aici? Care este X-ul? Care este minus 1 pe 2? Deci ar fi în paranteză scris, există X egal cu minus 1 pe 2, așa încât P de minus 1 pe 2, așa încât P de minus 1 pe 2, devine o propoziție adevărată. Da? Devine o propoziție adevărată. Cuantificatorul existențial se folosește ori de câte ori am asigurat măcar un X încât să fie așa o chestie. Ia spunem acum ecuația X pătrat plus 2 X pătrat plus 2 egal cu 0 cu virgulă X aparține lui el. Și transformă în propoziții. Asta e predicatul. Sigur că da. Predicatul pe de X, foarte bine ai precizat, este X pătrat plus 2 egal 0 și transformă în există X
există x așa încât p de x. E adevărat? Nu. Niciodată, niciun x care vă supuiți voi real, plus 2 nu face 0 niciodată. Deci există x așa încât p de x, în paranteză, este propoziție falsă. Că niciun x nu există încât prin înlocuire se devine propoziție adevărată. Dar, cuantificatul, oricare ar fi x, oricare ar fi x, oricare ar fi x, aparținul el, p de x. Ce fel de propoziție? Am folosit cuantificatul oricare. La orice x, totdeauna p de x. Indiferent ce x real puneți voi, totdeauna faceți egal 0. E adevărat? Fals. Păi bun, dacă nici măcar un x nu există, da? Păi, la orice x să fie adevărat. E sigur fals, e nu cap pe discuție. Totdeauna este falsă. Da? Dar dacă ai fi spus, notez cu Q de x predicatul, fie Q de x nu am predicat, Q de x egal așa, x pătrat plus 2, mai mare ca 0, strig mai mare ca 0. Ăsta e predicat. Hai să folosim cuantificatul oricare. Oricare ar fi x, oricare ar fi x aparținului de el, Q de x. Ce părere aveți în clipa asta când ne-am folosit cuantificatul oricare? Este adevărat. Adevărat că tot timpul. Indiferent ce x spuneți voi, plus 2 pe un număr pozitiv. Deci observați. Câte modalități am de transformare a unui predicat în propoziție? Câte modalități am? Două. Una dintre variante este să înlocuiesc direct pe x sau variante respective. Și atunci am de-a face propoziții. Și a doua variante, o altă variantă este folosirea cuantificatorilor. Folosirea cuantificatorilor. Iată că voi în clasa 12-a 9-a dată ați folosit, deci în clasa 12-a 9-a dată ați folosit la asociativitate, la element neutru. Și la, pentru voi acolo chestia aceea că oricare ar fi x, y și z, x compus cu y, tot compus cu z, o mai puneți oricare sau nu mai puneți, n-are importanță. Dar e foarte important. N-ai pus oricare ar fi, înseamnă că n-ai pus adevărat, dar înseamnă că ai pentru niște valori particulare situația. Sau, ia gândiți-vă la element neutru. Ce spuneți la elementul meu? Există un x. Există un x unic, așa încât, indiferent la ce x vă opriți, acela e pentru toți x-ii. Și acum este important să-l puneți pe există pe locul întâi și pe numai pe oricare x. Deci, iată, sunt lucruri esențiale venite toate de la logica matematică. Vreau să vă atrag atenția că cei care îi acordă mai multă atenție și stau și reflectă mai profund la noțiunile de la logica matematică, reușesc să înțeleagă matematica. Cei care trec așa foarte repede peste aceste noțiuni, de multe ori se întâmplă ca să simplifice aici. Se întâmplă să simplifice. De ce o simplifica? Pentru că nu am înțeles acolo că predicatul acela e compus din patru predicate, în final, care cuplate cu și între ele, distributivitatea lucrează. Și, deci, este o chestiune destul de interesantă. Ei, nu insist prea mult. Am dorit numai să vă atrag atenția că logica matematică nu se termină la 0, 1, 0 și tabela de adevăr pentru și sau implică. Ci implicații foarte, foarte profunde le avem în fiecare etapă. Haideți să vă atrag atenția la următoarea chestiune, să încercăm următoarea chestiune. Haideți să vedem ce înseamnă inducția, la urma urmei. Ce înseamnă inducția matematică? Înseamnă un predicat. Iată, să-l vedem. Încerc să lucrez de aici. Deci fie predicatul PDN, fie predicatul PDN, care are următorul enunț. Să spunem așa. 1 supra 1 ori 3 plus 1 supra
3 ori 5 plus 1 supra 5 ori 7 plus puncte, puncte și mai departe plus 1 supra 2 n minus 1 pe lângă 2 n plus 1 este egal cu habar n-am. Egal cu, iată, m-a lăsat în clipa asta. N supra 2 n plus 1. N supra 2 n plus 1? Știi, sigur? Merg pe mâna ta. Păi, hai să încercăm. Dar dacă ne păcălești. Dacă ne păcălești, avem la dispoziție. Ce avem la dispoziție? Inducția. Și vom vedea dacă ne păcălești. Egal cu, spune colega voastră, N supra cât? 2 n plus 1. N supra 2 n plus 1. Să fie adevărat. Iată ce înseamnă, ce înseamnă un enunț care depinde de N. E număr natural. Spunem, da? E număr natural. Trebuie să specificăm. Foarte important. De fiecare dată când avem un predicat, trebuie să specificăm mulțimea pe care variabila o parcurge. Deci este esențial să spunem că N parcurge aici mulțimea numerelor naturale. Și că ăsta este un predicat, într-adevăr, este un enunț care depinde de variabilă. Și colega voastră a spus că este bine, dar voi stăpâniți instrumentul matematic inducție și veți vedea dacă este corect sau nu. Și anume, începem. Verificare. Verificarea. Etapa întâi, da? Verificarea. Dar ce facem la verificare? Particularizăm pe N cu 1, cu 2. Adică transformăm predicatul în propoziție. Când spunem P de 1, P de 1, 2 puncte, înseamnă că locuim pe N cu 1. Și ce devine? Trebuie să devină propoziție obligatorie, da? Deci o propoziție. Noi sperăm să fie adevărat. Cât vine? 1 supra 3. 1 supra 3. De unde știi că te oprești aici? Locuim pe N cu 1, aici 2 ori 1, 2, minus 1, 1, 2 ori 1, 2 și plus 1, 3. 1 ori 3, 3. Deci 1 pe 3 este egal. 1 pe 3 este egal cu 1 supra 3. Adevărat. Deci pentru N egal cu 1 a ieșit. Dar dacă pentru N egal cu 2 nu o fi bună? Încercăm. Pentru N egal cu 2 obținem. 1 pe 3 plus 1 pe 15. Egal cu 1 pe 5. Așa vin, nu? 2, 2, 4 și 1 pe 5. Să vedem. A, 2 trebuie. Vezi? Nu ești cu creza mea, nu? 2 supra 5. 2 pe 5. Ia să vedem dacă este adevărat. Ce părere aveți? Este adevărat? Da. Deci și pentru N egal cu 2 este tot o propoziție adevărată. Acum, pentru N egal cu 3 să încercăm. Ia să vedem. Pentru N egal cu 3 ce devine ea? Deci pentru N egal cu 3 da. Da. Am să scriu egalul de sus. Era egal cu meu, mi-a spus colega noastră. Nu supra 3 de plus 1. 35. Este egal cu cine? 37. Ce părere ai? Este bine? Ceva, ai decât să-mi dat cea jumitor, da? Hai, gata, mă. Nu. Iată, pe ăștia adunați, știi cât fac? 2 pe 5, de înainte. Deci, 2 pe 5 plus 1 pe 35. Trebuie să folosim pasul din urmă. Egal cu cine? Iată,
E adevărat. Că se adevărat, da? Cât faci acolo? 15 pe 35. 15 pe 35 egal cu... 35 simplificăm pe 5 egal cu 3 pe 7. Asta înseamnă că P de... P de cât? P de 3 este adevărat. Ce crezi vă face? Vom încerca și P de 4. Mă interesează și P de 4, dacă am prins bine tehnica. Să vedem cum demonstrăm P de 4. Ce înseamnă P de 4? Așa. Dar de ce trebuie 7? A, s-a prins. Da? S-a prins că trebuie. Deci, ia să scrii tu pe de 4 cum devine așa. Deci vine cât? De sub 1 supra 1 ori 3. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus 1 supra cât? Și plus 1 supra? 7 ori 9. Egal cu cât ar trebui să fie egal? 4. Egal cu 4 supra 9. Așa ar trebui să arăți. Dar până acolo este de așa știut de tine 3 pe 7. Sigur că da. S-a prins că trebuie pasă din urmă. Este adevărat sau nu? Da. Este adevărat. Da. Într-adevăr. Și la te... Da. Tu ești mulțumit? De ce ai făcut până acum? Hai, nu cred că ești mulțumit. Nu, mai nu. Dor, mă... Spune că vrea și pentru 5. Și dacă fac și pentru 5, îmi bag seama că el mă încearcă, propune să faci pentru 6. Și atunci ce facem? Deci la etapa a doua, demonstrația. Demonstrația. Presupunem, presupunem că tot mergi așa și am demonstrat în aproape, în aproape până la pasuca. Presupunem că PDK este adevărat. Și scrie. Cine este PDK? Aici, în dreptul său. PDK devine. Să-l vedem cine este PDK. 1 pe 1 ori 3 plus. Da. Asta e egal cu cine? Asta e egal cu... Egal cu... Așa este. Egal cu... K supra... K supra 2K plus 1. Deci, atenție! Presupunem că PDK e adevărat, adică pe asta am demonstrat-o, cum am făcut-o pentru 3, pentru 4, pentru 5, pentru 6. Am ajuns acolo unde mi s-a cerut, până când am obosit. Pasul PDK fiind oricare, chiar de noi făcut mai devreme. 4. Ultimul, da? Da. Și ne întrebăm, oare următorul fi? Fiți atenți ce chestie am. Eu vreau să vă arăt că pasul 5 e bun, fără să o mai fac pe pasul 5. O, este chiar interesant. Vreau să arăt că pasul 5 e bun, fără să mai fac pasul 5. Dar prin pasul 5 eu înțeleg pasul următor. Deci acum am să arăt că pasul următor este bun. Deci cine este pasul următor? PDK plus 1. PDK plus 1 o fi oare adevărat? Să ne întrebăm. O fi adevărat. Dar cine este el? Scrie-l, te rog. Două puncte. El este. 1 supra 1 ori 3, prima extensă. Plus 1 supra 3 ori 5. Plus
plus puncte, puncte, 1 supra 2, K minus 1. Pe lângă. 2 K minus 1 pe lângă 2 K plus 1. Plus, acum lucrim de K cu K plus 1. Păi, l-a scris pe ăla mai de în față și acum înlocuiește ca să vii următorul termen. Define plus 1 supra cât? 2 K plus 1 pe lângă 2 K plus 3. Că locuie de K cu K plus 1, vine 2 K plus 2 minus 1, 2 K plus 1, pe lângă 2 K plus 3 egal cu cât ar trebui să dea? K plus 1 totul supra 2 K plus 3. K plus 1 supra 2 K plus 3. Ei, dar ce știai tu? Până aici, până aici este tocmai ceea ce ai presupus că ai pun ce mai devreme, este că K supra. Și atunci, poți să spui că P de K plus 1 devine. Spui așa, P de K plus 1 devine 2. K supra 2 K plus 1 plus. Asta este P de K plus 1 acum, da? Așa s-a aranjat P de K plus 1. Ei bine, hai să muncesc echivalentul. Să vezi ce ți iese. Echivalentul. Numitorul comun este, am plecat aici cu 2 K plus 3. Hai. Și ce devine? Egal cu lucrează. Așa. Nu mai este supra, că nu are nicio rost. Echivalent, mulțim acolo, le facem pe. K plus 1. Este identitate. Da? Este identitate. După cum observați, înseamnă că P de K plus 1. P de K implică P de K plus 1. Deci în clipa de față putem spune P de K implică P de K implică P de K plus 1. Mai precis. Nu. Noi am arătat ce am arătat. Că P de K plus 1 este adevărat. Am arătat că P de K plus 1 e adevărat. Dar, de fapt, în demonstrația lui P de K plus 1 ne-am folosit de cine? De P de K. Și noi am arătat că P de K sprijinul pasul următor. În clipa în care l-am făcut pe 4, l-am făcut pe de 4, l-am făcut. Da. Înseamnă că pasul următor e bun. Deci 5 este bun. 5 fiind bun, pasul următor e bun. Deci în demonstrație ce se arată în demonstrație? Se arată că pasul următor este bun. Vă rog să notați, asta este esențial. În demonstrație se arată că pasul următor este bun. În demonstrație se arată că pasul următor este bun. Vreau să vă spun că cu inducția, cu inducția la lecțiile de zi am epuizat 5 CD-uri. Deci sunt în clipa de față 5 CD-uri cu inducția luate gradat de la introducerea, de la, dacă vreți, introducerea noțiunii și sfârșind cu diverse aplicații. Inducția aplicată la sume, la divizibilități, la inducția aplicată la șiruri, inducția aplicată la alaien. Alaien, vă amintiți că la matrice, da? Când facem chestia aceea. Inducția mai nouă, chiar astăzi am făcut la clasă, la noua, inducția aplicată la în trigonometrie. Ia uitați ce formulă le-am propus tot la trigonometrie. Le-am cerut așa. Fie predicatul P de N, care sună așa. Predicatul P de N sună 1 supra cos de 0 ori cos de 1
plus 1 supra cos de 1 ori cos de 2, plus cea mai departe plus puncte puncte, 1 supra cos de n minus 1 ori cos de n, este egal cu tangentă de n. Unde n este număr natural. Deci acesta a fost predicatul pe care l-am propus celor de clasa a noua. Sigur, fiind un predicat și având pe el număr natural, nu stai pe gânduri și încerci să aplici inducția, să vedem cum lucrează ea pentru așa ceva. Veți vedea, deci o largă, o are largă a inducției matematice. Iată, la o identitate de lor. Tangente de 1. Dar o vin pe el cu 1. Ultimul termen de aici este chiar primul. Deci mă prind pe el cu 1, ultimul termen este chiar primul. Deci vine 1 supra cos de 0, cos de 1, egal tangent de 1. Ce părerea e adevărat? Cos de 0 este? O, dar nu e adevărat. Apar 1 pe cos de 1. Mai aveau ceva. Da, nu este corect. Iată cât de importantă este, cât de importantă este verificarea. Pentru că acum, la verificare, constatăm că nu e adevărată. Vine 1 pe cos de 0, cos de 0 este 1. Și vine 1 pe cos de 1, este egal cu tangentă de 1. Nu e adevărat. Tangenta este pe cos. Deci lipsește ceva. Și vedeți ce lipsește. Sin de 1. Sin de 1. Sinus de 1. Deci trebuia, nu 1 supra, ci sin de 1. Toate fracții să aibă pe sin de 1. Sin de 1. Și acum te rog să vezi dacă e corect. Supra cos de 1 egal cu tangentă de 1, care este adevărat. Tangentă de 1 egal cu tangentă de 1. Deci pentru n egal cu 1, pentru n egal cu 1, a fost adevărat. Pentru n egal cu 2. Să vedem pentru n egal cu 2. Ce devine ea? Egal cu tangente de cât? Tangente de 2. Ia să vezi dacă e adevărat. E adevărat sau nu? Cum ai legă să faci? Pe loc de sin de... să zicem așa, loc de tangent de 2, să spui sin de 2 supra cos de 2. Deci e egal de desubt supra sin de 1 supra cos de 1 ori cos de 2. Egal cu sin de 2 supra cos de 2. Ce părere ai? O fi identitate acolo? Acolo ce numitor. Care e numitorul comun? Cos de 1 ori cos de 2. Aplică acolo la prima cu ce trebuie.
ce n-ai amplificat și aici, fost de bun. Găseam să le numitor. Păi, și atunci nu ai numitor. Ia să vedem dacă este corect. Hai să ducem tot un membru stâng. Și vine... Nu, invers să faci. Să duci pe ăsta, sin de 1, cos de 2 în partea asta. Și vine sin de 1, este egal cu sin de 2. Da? Nu, eu aș zice să fie dus numai pe ăsta și lași pe sin de 1 aici. Egal cu sin de 2 cos de 1 minus sin de 1 cos de 2. Cât este acolo? Sin de 1 este egal? Ce este aici? Sin cos cos sin. E sinusul scăderii. Sin de alfa minus beta. Este egal cu sin de alfa minus beta. Deci este egal cu sinus de 2 scăzut 1. Sin de 2 scăzut. Egal cu sin de 1. Iată, dacă aș fi formule, vreau să vă anunț că la trigonometrie, iarăși am în jur de 4 casete până acum, cu trigonometria luată de la 0. Deci luate toate lucrurile predate cu noțiunea de funcții trigonometrice, tot. Și sunt acum la astfel de identități. Deci se poate trece în revistă prin efort propriu de către voi și puteți ajunge. Deci sin de 1 egal cu sin de 1. Ce urmează acum? Să facem și pentru n egal cu 3. Hai să vedem pentru n egal cu 3. Deci înlocuim acum pentru n cu cât? Cu 3. Cu 3. Ce este? Pentru n egal cu 3 cât devine? Păi dacă n egal cu 3, trebuie să mergem în identitate. Și vine sin de 1 supra... Cos de... Cu sin de 1 supra... Până la cât 3, da? Da. Cos de 3, cos de 2. Și asta deci... Dar nu să scrii, vreau să nu scrii. Deci cât vine? Sinus de... asta până aici a fost deja muncită de noi și cât este? Că este pasul anterior. Cum să fie sin de 1? Toată asta este tangentă de 2. Că a fost făcută în pasul anterior. Deci este pasul din urmă. Primele două în asta a fost... Deci tangentă de 2. Și apare sin de... Tangentul de 2 cu sin de 1 supra cos de 2 cos de 3 egal cu tangentul de 3. Care se scrie echivalent. Echivalent cu. Ia să văd dacă țin cap acolo. Hai să facem o departajare. Echivalent cu cine? Sin de 2. Sin de 2 supra cos de 2. Plus sin de 1 supra cos de 2, cos de 3 este egal cu sinus de 3 supra cos de 3. Cos de 2. Da. O să las una sin de 1, egal cu, duci în partea asta altă. Sin de 3 cos de 2. Sin de 3 cos de 2. Sin de 2 cos de 3. Da? Sin de 3 este sin de scădere. Sin de 3 scăzut 2. Sin de 1. Care este un adevăr?
Adică și PD3 este adevărat. Da? PD3 este adevărat. Pentru că așa are identitate. Încă o dată. Vedeți, foarte elegant este stilul. Stilul în care se demonstrează PD3. PD3 nostru o avem scris așa. Dar nu ne apucăm să lucrăm în ea. Ci partea asta este de așa știută. Este pasul de urmă, tangentul de 2. Se locuiește și ajunge la o altă identitate echivalentă. Să trecem la demonstrație. Partea a doua. Deci ce spunem acum? Presupunem PDK adevărat. Presupunem că PDK este adevărat. Cine este PDK? Să scriem, ca să știm cine este. Care este un sin de 1 supra. Sin de 1 supra. Cos de 0, cos de 1. Plus sinus de 1 supra. Cos de 1, cos de 2. Plus, și mai departe, plus sin de 1 supra. Cine ar veni? Cos de K minus 1. Ori cosinus de K. Este egală cu tangentă de K. Așa, tangentă de K. Păi uitați când era cu M, da. Dar acum P de K înlocuie pe M cu K. Asta este P de K. Ne întrebăm, P de K plus 1 o fi oare adevărat? O fi adevărat? Dar cine este P de K plus 1? Să vedem. Cine este P de K plus 1? E sin de 1 supra. Ori cosinus de 1 plus sin de 1 supra. K. K. Ori cos de K plus 1. Deci s-a trecut pe K în K plus 1. Egal cu tangentă de K plus 1. Asta trebuie să arăți tu că este adevărat. Însă, până acolo, este de așa știut. Tangentă de K. E tangentă de K, fiindcă ai muncit tu mai devreme și ai spus că este adevărat. Atunci ce devine P de K plus 1? P de K plus 1 devine 2. Înțeles ce devine? Tangentă de K plus sin de 1 supra. Așa. Echivalentul. Hai să trecem tangenta în sin pe cos și apare. Echivalent cu. S-a dus în același numitor. Echivalent cu. Numitorul comun este cos de K, cos de K plus 1 aici. Am plecat cu. Cos de K plus 1. Da. O sin de K. Plus. Sin de 1. Egal cu cos de K. Cos de K ori cosinus, cosinus de K plus 1. Minus. Și a apărut că sin de 1 este egal cu sinusul scăderii. Adică sinus din K plus 1 minus K, sin de K plus 1 minus K, vine sin de 1. Sin de 1 egal cu sin de 1. Asta înseamnă că ce? Vine de K plus 1 despre care aveam eu un semn de întrebare, este acum adevărat. Voi spune acum, P de K plus 1, nu mai e cap de discuții, îmi permit să spun P de K plus 1, este adevărat. Dar, de fapt, ce am făcut eu în demonstrația lui P de K plus 1? Am făcut, chiar așa spuneți, am dovedit că P de K implică P de K plus 1, asta am făcut.
am dovedit că predicat implică predicatul său. În clipa de față, dacă pasul din urmă sprijină pasul următor, îl face și pe ăla următor bun. Fiți atenți ce elegant este. Noi cum am făcut pe trei, l-am făcut pe... pentru că ai dat cu trei, am muncit. Înseamnă, fiind treiul adevărat, pasul următor e bun. Adică patru e bun. Patru fiind bun, pasul următor e bun. Cinci e bun. Cinciul fiind bun, șase următor e bun. Șapte e bun. Opt e bun. Adică e bun indiferent ce unei, cine o fie. Oricare ar fi el. Abia acum am permit, după ce am făcut chestia asta, voi spune că VDN este adevărat, oricare ar fi el natural. Sau dacă fac cuantificatorul în față, înseamnă oricare ar fi el număr natural, pe de el. Oricare ar fi el natural, pe de el. Și asta înseamnă că am transformat predicatul pe care l-am avut la început într-o propoziție adevărată. Universal adevărată. De ce universal adevărată? Fiindcă am folosit cuantificatorul universal. Iată, n-am dorit decât prin acest efort care l-am depus acum în fața voastră, am dovedit să vă pun la punct cât de cât cu principiul inducției matematice și am dorit să vă arăt că, de fapt, în clipa în care dovediți prin inducție ceva, nu faceți decât să transformați predicatul acela într-o propoziție universal adevărată. Că voi, în clipa aceea, nu faceți deci decât să transformați predicatul în propoziție, folosind una din variante. Care erau cele două variante? Variantele însemna particularizare și noi am și particularizat când am făcut K egal cu 1, 2, 3, 4 și am transformat predicatul pe rând în situațiile particulare în propoziții adevărate. Și în final, am reușit să transformăm predicatul respectiv într-o propoziție universal adevărată. Asta este. Deci, prin procedeul de inducție, să transformă un predicat într-o propoziție universal adevărată. Iată, inducția nici nu știi când ai nevoie de ea. Nici nu știi când ai nevoie de ea. Iată, vedeți, inducția la o identitate trigonometrică. Inducția pe la limite. Inducția, cei de amuzi pe ce au văzut, inducția la limite. Inducția folosită la A la N, la matrice, A la N. În diverse împrejurări, inducția folosită. La calculul unor sume, la calculul unor produse, etc., etc. La inegalități. Ori de câte ori îți propui să transformi un predicat într-o propoziție universală, universală adevărată, nu fac decât să apelezi la principiul inducției matematice. Deci, vă spuneam, principiul inducției matematice este foarte bine pus la punct la clasă. Că în timp ce am predat la clasă, am și înregistrat. Cele 4-5 CD-uri sunt foarte bine făcute, cu tot ce înseamnă în diversele ipostaze folosită inducția. Și de acolo, în mod sigur, veți pricepe foarte bine. Eu am văzut CD-ul după ce nu am rezistat. Deci am vizionat un astfel de CD-ul, vă spun sigur că se poate învăța foarte, foarte bine. Deci este la îndemână să reușiți să învățați după ce s-a făcut. Este, de fapt, filmul cu lecții, dar așa cum s-a întâmplat în clipa de față, aveți filmul și îl puteți viziona. Vă mai spun că acest test așa, am stat pe gânduri la un moment dat să-l fac sau să nu-l fac. Mi-am dat seama că este foarte important pentru că multe informații din logică sunt mai târziu folosite și, repet, voi manifestați destulă superficialitate și atunci, de aceea și de multe ori nu înțelegeți bine lucrurile. Există în logica matematică, la un moment dat, afirmația următoare. Că P implică Q, am să vă fac chestiunea asta, P implică Q este echivalent din punct de vedere al tablei de adevăr,
te implică în Q, este echivalent, din punct de vedere al tablei de adevăr, un non-Q implică non-P. Deci, P implică Q, este același lucru cu non-Q implică non-P. Așa se folosea într-o perioadă, ați găsit prin cărți acum cu Q barat implică P barat. Q barat și P barat înseamnă negația. Îți mulțumesc un pic, poți la loc, îmi dai voie să insiste un pic mai mult pe chestia asta. Și până o să continuăm. Deci P implică Q, P implică Q, din punct de vedere a tablei de adevăr, nu pentru mult timp, da? Nu pentru mult timp. Deci P implică Q, este non-Q implică non-P. Vă rog să urmăriți tapa de adevăr, propozițiile sunt P, Q, da? Propozițiile sunt P și Q, care sunt începul variante 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Nu sunt mai multe 4 posibilități la P și Q luându-ne pădurea situație. Astea sunt variante, 4 sunt. P barat, adică non-P, înseamnă negația lui P. Mă uit la P barat. Și non-P, 0, 1, 1, 0. Non-P. Non-Q. Non-Q înseamnă non-Q. Q, nu. Negația lui Q. Mă uit la valoarea lui Q și înseamnă 1, 0, 1, 0. P implică Q. P implică Q, mă uit la doar la P la Q, da? La P implică Q, mă uit doar la coloanul P și Q, gata? Și implicația era așa. Adevăr implică fals, este fals. Adevăr implică fals, este fals. În restul. Să vedem non-Q. Non-Q implică non-P. Q barat implică P barat. Ne uităm doar la coloana lui Q barat și la P barat. Și ne uităm la 1 implică 0. Punem 0 atât. 1 implică 0 aici. Nu mai am altă dată. 1 implică 0, numai aici pun. Am spus. 1 implică 0, pun 0. Deci adevăr implică fals, numai aici este. În restul 1 am spus. Vă rog să vedeți dacă P implică Q din punct de vedere a tablei de adevăr este identică cu non-Q implică non-P. Vă rog să vedeți că este identic. Deci, la P implică Q, am spus așa, pun 0 numai la adevăr implică fals. Adevăr implică fals, pun 0. În rest, pun 1. Așa am spus și aici. M-am uitat la Q și la P bara și am spus, numai la adevăr implică fals, pun 0. În rest, pun 1. S-a întâmplat să fie perfect așa. Înseamnă că din punct de vedere tablei de adevăr, aceste două sunt identice. Dacă sunt identice, iată să vă spun, să mergem la ceea ce înseamnă injectivitatea unei funcții. Să vedeți definiția injectivității. Deci definiție F definită pe A cu valori în B este injectivă. Dacă și numai dacă. Ce cere injectivitatea? Injectivitatea avea pretenția să nu fie două valori distincte cu aceeași imagine. Să nu cumva se există 2 de X diferiți cu același Y, că atunci e un injectiv. Deci, oricare ar fi X1 diferit de X2, la orice două valori distincte ne oprim, la orice două valori distincte, foarte important oricare, cuantificatorul oricare are florul său. Deci nu iau eu două la întâmplare, ci indiferent la care două valori x1 diferit de x2 mă opresc, să rezulte că f de x1 diferit de f de x2.
E B sunt diferite între ei. Deci sunt X și diferit la pornire, Y și spin și la sosire. Iau doi X diferiți, Y și imagine spin diferite, alți X, alți Y, dar ori câte ori sunt diferiți, X și Y și spin la fel. Fiți atenți, ce chestie interesantă este aici? Ce anume aici este un P, implică Q. Deci aici, în afirmație, este P implică Q. Dar P implică Q este echivalent, același lucru este, cu non-Q implică non-P. Adică, F definită pe A cu valori în P este injectivă, dacă și numai dacă. Din F de X1 egal pe F de X2. F de X1 egal cu F de X2. Să rezulte pe barat, se implice X1 egal pe X2. Iată, a doua definiție a injectivității foarte des folosită în practică. Asta este definiția foarte des folosită în practică. Din faptul că F de X1 egal pe F de X2, trebuie că X1 egal pe X2. De ce? Logica matematică. Păi este esențial. Eu n-aveam voie să intru în posesia, n-aveam cum intra în posesia aceste definiții, cele de-a doua. Adică, datorită acestui raționament foarte puternic. Ori, P implică Q este același lucru cu non-Q implică non-P. Și în aplicații, cel mai des folosim pe aceasta. Din F de X1 egal cu F de X2, este că X1 egal cu Y. Exemplu. E funcția F de X egal cu 5X plus 1 supra 3X plus 2. 5x plus 1 supra 3x plus 2. Sigur, F definită pe, pot să indic, F definită pe R, în afară de elementul neapărat, minus 2 pe 3. Deci, domeniul definiției este R în afară de minus 2 pe 3. Cu valori în R. Mă interesează dacă această funcție este sau nu injectivă. Am să plec cu F de X1 egal cu F de X2. De ce F de X1? Cine este F de X1? 5X1 plus 1 supra 3X1 plus 2 și F de X2 este 5X2 plus 1 supra 3X2 plus 1. Da? Plus 2. Le egalez. Haideți să vedem. Treci la tablă repede ca să... Nu, nu, lăsa că tu ești pe aia departe, să vină colega ta de acolo. În spate. Nu, nu, nu. Hai, hai. Hai, hai. Hai repede, repede. Deci facem F de X1 egal pe F de X2. Echivalent. 5x1 plus 1, supra, vorbește, te rog. 3x2 plus 2. Da. Da. Se face corectura. Sigur, vă rog să fiți foarte atenți ca să nu greșim ceva. Da.
Așa. Egalitatea asta înseamnă că, de fapt, X-ul trebuie să fie egal cu X-ul. Că dacă tot și nu, reduși termenul asemenea, nu se poate întâmpla aici. Vine 10 minus 3, 7. Am venit 7 pe lângă, scrie, sub 7 pe lângă X-ul minus X-2, egal cu 0. Și când un produs egal 0? Așa, sigur cum poate. Deci X-ul egal cu X-2. Asta înseamnă că am aranjat, am dat la de X-ul egal cu el de X-2, am mutat și mai ieșit X-ul egal cu X-2. Deci din cine spune? Din f de x1 egal cu f de x2, din f de x1 egal cu f de x2, a ieșit că x1 rezultă, x1 egal cu x2. Și numai varianta asta ți-a ieșit. N-ai mai avut alternativă, altă variantă, numai x1 egal cu x2. Ce părere ai dacă îți dau următoarea funcție? Fie funcția f de x egal cu x pătrat, f de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. Este funcția aceasta injectivă? El depinde pe el cu valori în el. Întrebarea este dacă crezi că este injectivă sau nu. Sigur că da, deci la treabă, e de X1, facem de X1, facem de X2, egalăm, lucrăm să vedem dacă vrei să alternativa numai asta, X1 egal cu X2. X-ul pătrat minus X-2 pătrat, poate nu iese mai bine. Da, așa nu poți continua aici, ce să vedea. Deci X-ul pătrat minus X-2 pătrat. X2 pătrat să scrie X1 minus X2 pe lângă X1 plus X2 minus 5 pe lângă X1 minus X2. Așa. Deci X1 minus X2 pe lângă. Și un produs egal 0 când? Așa, când pe rând, fiecare are sau foarte bine, puteai să zici sau logic. Este inventar acum, proaspeți, nu? Sau, sigur, asta este conectorul, sau. X1 plus X2, minus 5 egal 0. Ei, tu doresc, eu sunt numai alternativa, X1 plus X2 egal 0, X1 egal cu X2, atât. Din păcate, mai e și alternativa asta. Dacă cele două numere adunate, minus 5, fac 0. Adică, dacă x1 e 2 și altul e 3, 2 plus 3, minus 5, fac 0. Deci,
Nu ai numai X1 egal cu 2. Nu ți-ai ieșit numai asta. Există și varianta X1 plus X2 fac 5. Sau X1 este 1 și X2 este 4. 1 și cu 4, 5, minus 5, 10. Vedeți? În definiție ce spuneam. Injectiv la jumătate, dacă din el de X1 egal cu el de X2 se reiese numai alternativa asta, una. Care era alternativa care mă interesa? X1 egal cu X2. Numai asta. De data asta eu n-am și o altă alternativă. Chestia asta te duce la gândul că funcția nu este injectivă. Pentru că e suficient să găsești două valori distincte cu aceeași imagine. Bunoară. X1 egal cu 2, spune, pentru X1 egal cu 2 și X2 egal cu 3, obține. Și X2 egal cu 3, obține. F de 2, F de 2 egal cu 4 minus 10 plus 6, 0. Iar F de 3, ce facem? 4, nu, 9 minus 0. Iată două valori distincte. Cine sunt cele două valori? 2. Lui 2 pune corespondență pe 0. Dar și lui 3? Tot 0. Două valori distincte cu aceeași imagine. Înseamnă că funcția nu este injectivă. Rezultă că funcția nu este injectivă. Iată mai sus, când am dat exemplu anterior, ți-a ieșit numai alternativa X1 egal cu X2. De data asta, fiindcă a apărut și o altă alternativă, deci funcția nu este injectivă. Este fantastic de interesant cum, dat fiind faptul că P implică Q, echivalent cu noi Q implică non-P, deci din propoziția P implică Q, am putut intra în posiția noi Q implică non-P, o altă alternativă de arăta că funcția este injectivă. Și des, în aplicații, facem această variantă. Din f de x1 egal cu f de x2, reiese, sau căutăm să vedem dacă ajungem la singura posibilitate, x1 egal cu x2. Dacă mă apar și altceva, atunci trebuie să vezi despre ce este vorba. Să mai vedem în partea asta. Deci eu am insistat foarte tare, lecția asta, pe câteva noțiuni de la logică. Ce este, cu ce trebuie să plecați voi? Că absolut, în orice împrejurare, în matematică, folosim propoziții. Iar foarte des, în aplicațiile care le avem, avem de rezolvat predicate, unare, adică precizăm unare, cu o singură variabilă sau cu două variabile, cum ar fi ecuații, inecuații, asta facem noi foarte des. Sau, sunt și situațiile acestea, aceste predicate, unare, binare, urmărim să vedem dacă ele devin propoziții adevărate și în ce situații. Care sunt acele valori pe care dacă le înlocuim devin propoziții adevărate? Și aceste mulțimea valorilor pe care le găsim constituie mulțime de adevăr. Mulțime de adevăr pentru predicatul respectiv. Și de fapt, de câte ori rezolvați o ecuație, o inecuație, voi nu faceți altceva decât să căutați mulțimea de adevăr. Curare. Să fie așa. Fie predicatul P de X, P de XY, două variante. Care sunt astfel? 7XY plus 3X minus 2y egal cu 5 cu x și y din z. Cu x și y din z. Deci eu îmi propun să găsesc toate perechile x și y întregi, pe care dacă le înlocuim să devină asta o propoziție adevărată. Ce x să pui acolo, ce y să pui și tu faci că o să dea 5. Asta e problema. Ia uitați. Problemă interesantă. Cum găsim mulțimea valorilor pentru care se întâmplă chestia? Putem să dăm un X sau un Y? Deci, prin primele două se grupăm, să zicem X pe lângă 7Y plus 3 egal cu 2Y plus 5. Da?
Scoatem pe x acum, x egal acolo cu 2y plus 5, totul supra, 7y plus 3. Nu există pe regulă asta, nu este niciodată 0. Ar fi 0 când y egal cu minus 3 pe 7. Dar y de unde este? Deci nu e niciun pericol. Și când x-ul ăsta aparține lui z? Când aparține lui z? Când x? Până acolo, dacă sus îi crește, când se? Când se poate exact. Când ăsta de jos îl divide pe de sus. Deci se întâmplă dacă și numai dacă 7y plus 3 divide 7y plus 3 divide pe 2y plus 5. 2y plus 5. Hai să punem așa. Ca să înțeleagă e toată. Ca fel. Dar 7y plus 3 divide pe 7y plus 3. Ia scrie de sus. 7y plus 3 îl divide pe el. Divide pe 7y plus 3. Există o teoremă, dacă o țin minte. Dacă D divide pe A, D divide pe B, atunci D divide combinația între A și B. Alfa A plus beta B, oricare ar fi alfa și B. Deci dacă D divide A, D divide B, divide combinația lineară între A și B. Nu știe. A uitat din clasa A, 5-a. Dar ai făcut asta. Acum, pe poziția lui D, 7Y plus 3, pe A este asta și asta este B. Că atunci vine 7Y plus 3 divide 7Y plus 3. Divide pe 2y plus 5 înmulțit cu un alfa plus beta pe lângă 7y plus 3. Indiferent, indiferent ce o să pui tu. Pune un parte de dreapă ca să înțelegem pe tot. Asta divide pe tot. Indiferent de alfa și beta. Oricare ar fi alfa și beta. Indiferent ce numere poți să pui aici. Totdeauna sunt pe așa. Însă tu ești foarte atentă. Și în loc de alfa, știți ce vrea să pună în loc de alfa? Știți pe cine vrea să pună? În alfa îl pune pe 7. Și în loc de beta îl pune pe minus 2, ca să reducă. Așa te-ai gândit, nu? Deci, toate y plus 3 divide pe 2y plus 5 ori 7 plus, sau minus 2, minus 2 am zis, da? Pune crescentul de acolo, minus 2 pe lângă, 7y plus 3. Echivalent cu 7y plus 3 divide 14y plus 35 minus 6. Așa. Deci 7y plus 3 divide pe, nu mai vrei să vorbești deloc. Asta înseamnă, spune, măcar atât ați fac și eu. Șterg tabla și vorbesc. Deci 7y plus 3, în paranteză, divide pe 29. Adică, divizorul de 29. Care se rezultă din 1? Plus minus 1, plus minus 29. Deci rezultă că 7y plus 3 egal cu aparține mulțimii valori, mulțimii valorilor, mulțimii, plus minus 1, așa, plus minus 1 și plus minus 29. Și luăm pe rând. 7y plus 3 egal cu 1. Ce rezultă? 7y plus 3 egal cu 1. Rezultă că y egal cu minus 27. Cum trebuia să fie? Din 0. La revedere. Taie. Nu aparține. Nu-ți trebuie asta.